Vă salut, mă numesc Viorel Simac și vă invit la a șasea parte a prezentărilor despre pandemia actuală a coronavirusului SARS-CoV-2. Pe parcursul acestor prezentări vom încerca să răspundem la următoarele întrebări: situația actuală este o pandemie de gripă, pandemie de panică sau altceva, care sunt posibile rezultatele acestei pandemii pe planul sănătății și pe plan social și cum ne putem păstra sănătatea fizică, emoțională și spirituală în acest context. Să recapitulăm prezentarea precedentă. 1. Se planifică testarea pentru COVID-19 și vaccinarea întregii populații, cei vaccinați vor primi niște pașapoarte digitale de imunitate pe baza cărora vor putea reveni în societate. Datorită unor caracteristici comune ale acestui plan cu o, cifra 666 și a implicațiilor de a cumpăra și vinde, sunt mulți care consideră că aceasta este exact semnul Fiarei despre care este scris în Biblie în Apocalips, capitolul 13. Ne-am propus să analizăm această teorie. 2. Deoarece este un subiect spiritual, am subliniat valoarea creaționismului față de teorie evoluționistă, autoritatea Bibliei ca sursă de informare și nevoia rugăciunii pentru iluminare divină. 3. Pentru a identifica semnul fiarei din Apocalips 13, am început studiul nostru cu identificarea primei fiare, din acest capitol, deoarece este semnul acesteia. 4. Am descoperit că pe baza caracteristicilor comune, prima fiară din Apocalips 13 este descrisă și în alte capitole din Biblie, cum ar fi Daniel 7, Daniel 8, Apocalips 12 și Apocalips 17. Din toate aceste capitole am extras peste 10 caracteristici importante care ne-au ajutat să stabilim fără niciun dubiu identitatea acesteia, și anume Papalitatea. Am înaintat apoi în studiul nostru pentru a vedea textele biblice care ne ajută să vedem un paralelism între semnul lui Dumnezeu pus pe mână sau pe frunte și semnul fiarei pus pe mână sau pe frunte. Am găsit mai multe texte care ne-au ajutat să continuăm caracteristicile semnului lui Dumnezeu și a rămas ca temă personală să identificăm care este acest semn și implicit care este semnul fiarei. Vom continua studiul nostru în această ocazie cu reamintirea acelor caracteristici și cu identificarea exactă a semnului lui Dumnezeu din mai multe pasaje biblice și a semnului fiare din Apocalips 13, care este exact opusul semnului lui Dumnezeu. Înainte de aceasta vom înălța o rugăciune, deoarece doar Dumnezeu ne poate ajuta să înțelegem aceste subiecte spirituale și ne poate inspira să luăm decizii salvatoare atât pentru noi cât și pentru apropiații noștri. Îți <coughs> mulțumim, Tată ceres pentru această ocazie în care suntem înaintea Ta pentru a învăța, pentru a înțelege adevărul în aceste timpuri pe care le trăim, timpuri tulburi cu Diverse teorii cu diverse amenințări asupra libertății și uh, binelui omului cu aceste boli care se răspândesc. Te rugăm ca tu să ne ajut să înțelegem planul tău pentru prezent, să ne ajut să înțelegem care este voia ta și de asemenea ajută-ne să descernem uh, planurile celor rău de planurile lui Dumnezeu pentru a nu cădea în capcanele lui și pentru a nu primi semnul fiarei, ci a căuta să fim mai tăi, să fim ascultători de tine, să fim mântuiți și să primim semnul lui Dumnezeu în locul semnului fiarei. Te invităm ca tu să fii învățătorul nostru și tu să ajuți și pe cei care vor urmări aceste prezentări să înțeleagă adevărul și să te urmeze pe tine. Îți mulțumim în numele Domnului Iisus, rugat. Amin. Să ne reamintim că studiul nostru se ocupă de două puteri politico-religioase simbolizate în Apocalipsa prin fiare, care vor juca rolul principal în evenimentele finale ale acestui pământ și în mod particular în impunerea pe plan global a unui semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, care va reprezenta practic un compromis spiritual și un pact cu diavolul prin care toți cei ce îl vor primi vor beneficia de o perioadă de timp de anumite avantaje pe plan economic și social, însă vor suferi curând după aceea cele șapte plăgi sau urgii descrise în Apocalips 16 și vor fi pierduți pentru totdeauna. Nu cred că există pe pământ uh, cineva care își dorește o astfel de soartă. De aceea este esențial pentru noi să înțelegem bine ce înseamnă acest semn al fiarei și cum putem să ne ferim de el. Există multe interpretări contradictorii ale acestor texte biblice, unele dintre care identifică acest semn ca fiind un chip implantabil un vaccin sau un pașaport electronic de imunitate, cum am discutat în prezentările anterioare. Știm că doar o singură interpretare este corectă pentru acest text și că cel mai sigur loc din care putem extrage această interpretare este același, aceeași carte care ne vorbește despre semnul fiarei și anume Biblia. Fiindcă mulțimea simbolurilor folosite în ultima carte a Bibliei Apocalipsa și regăsesc explicația și originea în restul Bibliei. Să vedem deci câteva texte din Biblie care ne vorbesc despre semnul pus pe mână și pe frunte și despre semnul lui Dumnezeu, fiindcă și Dumnezeu are un semn. Iar apoi va fi foarte ușor să deducem care este opusul acestui semn al lui Dumnezeu și anume semnul fiarii. Mai există doar uh, patru pasaje în întreaga Biblie unde găsim expresia din Apocalipsa despre un semn pus pe mână și pe frunte. Două în Exod și două în deuteronom. Partea și mai sur surprinzătoare este că referința unei din cele patru pasaje corespunde exact atât pentru capitol cât și pentru verset cu pasajul din Apocalipsa. Și anume, în Apocalips 13, capitolul 13, versetul 16, scrie și a făcut ca toți mici și mari, bogaci și săraci, sloboți și robi să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte.” în altă carte a Bibliei, Exod, este a doua carte din Biblie, capitolul 13, deci același capitol, versetul 16, același verset, scrie următoarele. Să-ți fie ca un semn pe mână și ca un semn de aducere aminte pe frunte între ochi, căci prin mâna lui atât puternică ne-a scos Domnul din Egipt. Aceeași idee apare și câteva versete mai sus, Exod 13 ce 19, să-ți fie ca un semn pe mână și ca un semn de aducere aminte pe frunte între ochii tăi, pentru ca legea Domnului să fie totdeauna în gura ta, căci cu mână puternică te-a scos Domnul din Egipt. Dacă citim contextul, vom descoperi că Dumnezeu le-a poruncit aici să țină sărbătoarea Paștelui o dată pe an și să aducă jertfe lui Dumnezeu pe orice întâi născut de parte bărbătească între, dintre vite și să răscumpere pe orice întâi născut dintre fii cu scopul de, le, de a le reaminti mereu că Dumnezeu i-a eliberat din robie egipteană și pentru ca să păzească legea lui Dumnezeu. Acest lucru nu era un semn fizic propriu-zis, ci trebuia să servească ca un semn de aducere aminte a ceva ce a făcut Dumnezeu în trecut pentru salvarea lor, pentru ca ei să țină poruncele lui Dumnezeu. Uh, Celelalte două pasaje, de Deuteronom 6 cu 8. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ți fie ca niște fruntarii între ochi. Și Deuteronom 11 cu 18. Puneți-vă dar în inimă și în suflet aceste cuvinte pe care, care vi le spun, să le legați ca un semn de aducere aminte pe mâinile voastre și să fie ca niște fruntarii între ochii voștri. Vom citi câteva versete din contextul celor două pasaje de Deuteronom ca să extragem câteva idei valoroase de aici. Titlul primului pasaj este Ținerea poruncelor Domnului. Și pasajul este următorul. Iată poruncele, legile și rânduielile pe care a poruncit Domnul Dumnezeul vostru să vă învăț să le împliniți în țara pe care o veți lua în stăpânire, ca să te temi de Domnul Dumnezeul tău păzind în toate zile vieții tale, tu, fiul tău și fiul fiului tău, toate legile și toate poruncile lui pe care ți le dau și să ai zile multe. Versetul 5. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere a minte la mâini și să-ți fie ca niște fruntarii între ochi. Să le scrii pe ușorii, pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Și pasajul din Deuteronom 11, începând cu versetul 1. Să iubești dar pe Domnul Dumnezeul tău și să păzești totdeauna învățăturile lui, legile lui, rânduielile lui și poruncile lui. în versetul 8, astfel să păzești toate poruncile pe care vi le dau eu astăzi, ca să puteți pune mâna pe țara în care veți trece ca să o luați în stăpânire. Și apoi, începând cu versetul 13, dacă veți asculta de poruncele mele pe care vi le dau astăzi, dacă veți iubi, pe Domnul Dumnezeu vostru și dacă îi veți sluji din toată inima voastră și din tot sufletul vostru, El va da țării voastre ploaie la vreme, ploaie timpurie și ploaie târzie și îți vei strânge griul, mustul și unde lemnul. Începând apoi cu 18, puneți-vă dar în inimă și în suflet aceste cuvinte pe care vi le spun, să le legați ca un semn de aducere aminte pe mâinile voastre și să fie ca niște fruntare între ochii voștri. Să învățați pe copiii voștri în ele și să le vorbești despre ele când vei fi acasă, când vei merge în călătorie, când te vei culca și când te vei scula, să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Și atunci zilele voastre și zile copiilor voștri în țara pe care Domnul a jurat părinților voștri că le va da, vor fi tot atât de multe cât vor fi zile cerurilor deasupra pământului. În limba română, când dorim să subliniem cuiva importanța unui lucru pe care trebuie să-l rețină cineva, îi spunem scrieți pe frunte și nu scrieți pe frunte ca să nu uiți sau scrieți pe mână. Ceva asemănător întâlnim și în textele biblice de mai sus. Poporul lui Israel. Trebuia să memoreze și să-și reamintească atât intervențiile lui Dumnezeu pentru salvarea lor, cât și poruncile lui, pentru a fi recunoscători, pentru a-L iubi, pentru a se teme de Dumnezeu și a păzi poruncile lui. Aceleași idei le regăsim și în contextul pasajelor despre semnul fiarei din Apocalipsa. Apocalips 12 cu 17 Și balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița seminției ei, cu, care, uh, cu, cei care păzesc poruncele lui Dumnezeu și țin mărturia lui Isus Hristos. Apoi Apocalips 14 cu 5 Și în gura lor nu s-a găsit minciună, căci sunt fără vină înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu. Apocalipsa 14 cu 7, el zicea cu glas tare, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă căci a venit ceasul judecății lui și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Și Apocalipsa 14 cu 12, aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Din cartea Apocalipsei descoperim că cei răi vor primi semnul fiarii, iar cei credincioși vor primi și ei semnul pe cetea sau sigiliul lui Dumnezeu pe frunte. Apocalips 3 cu 12 spune următoarele. Pe cel ce va berui îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va mai ieși din el. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu, noul Ierusalim, care are să se coboare din cer de la Dumnezeul meu și numele meu cel nou. Apocalips 7:3, zicând Nu vă pământul, nici marea, nici copace până nu vom pune pe cetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Apocalips 9 cu 4 Li s-a zis să nu vă iarba, pământul, nici vreo verdeață, nici vreun copac ci numai pe oameni care n-aveau pe frunte pe cetea lui Dumnezeu. Apocalipse 14 cu 1 Apoi m-am uitat și iată că mielul stătea pe fruntele Sionului și împreună cu el stăteau 144 de mii care aveau scris pe frunte numele său și numele tatălui său. Apocalips 22 cu 4 Ei vor vedea fața lui și numele lui va fi pe frunțile lor. La ce se referă textele de mai sus? atunci când spun că numele Lui Dumnezeu va fi scris pe frunta celor credincioși. Răspunsul îl găsim la fel în cartea Vechiului Testament, Exodul, capitolul 34, versetul, versetele 4 la 7. Moise a tăiat două table de piatră, ca și cel, cele din tâi, s-a sculat des de dimineață și s-a suit pe muntele Sinai, după cum îi poruncise Domnul și a luat în mână cele două table de piatră. Domnul s-a coborât într-un nor, a stat acolo lângă el și a rostit numele Domnului. Da? Deci numele Domnului. Și Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat. Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără de legea părinților în copii și în copiii copiilor lor până la al treilea și al patrulea neam. Observăm că acest pasaj care spune că Dumnezeu a rostit numele Său reprezintă de fapt o descriere a caracterului lui Dumnezeu. Cum este El? Un Dumnezeu bun, iubitor, iertător, dar și drept. Deci, ce semnifică textul din Apocalipsa care spune că cei credincioși aveau scris pe frunte numele lui Dumnezeu? Răspunsul este evident. Ei vor reflecta în caracterul lor aceste trăsături ale lui Dumnezeu. Iubire, bunătate, iertare și dreptate sau neprihănire, sfințenie. Din același pasaj observăm că în timp ce Dumnezeu rostea sau striga numele Domnului, Moise ținea în mâinile sale cele două table de piatră pe care erau scrise cu însăși degetul lui Dumnezeu cele zece porunci ale lui Dumnezeu. Exact cum spu spun textele din Deuteronom, ca poruncile lui Dumnezeu să fie legate ca niște semne pe frunte și pe mână, pentru ca omul să nu le uite, ci să le cunoască cu mintea, să mediteze la ele și să le respecte, să le păzească pentru viața sa prin viața sa, adică cu mâinile sale, prin faptele sale. Aici vedem o legătură dintre poruncile lui Dumnezeu scrise cu degetul lui Dumnezeu, pe care Moise le ține, Moisele le ține în mâini, și numele lui Dumnezeu pronunțat tot de Dumnezeu, adică descrierea caracterului său. Deci până acum am adunat niște caracteristici foarte valoroase despre ceea ce reprezintă semnul lui Dumnezeu sau sigiliul lui Dumnezeu. Recapitulăm. El are legătură cu ceva extraordinar ce a făcut Dumnezeu în trecut pentru oameni, cum a fost eliberarea poporului Dumnezeu din robie egipteană și instaurarea Paștelui, ca eveniment de comemorare acestui lucru. Pentru ca omul să poată descoperi anumite aspecte ale caracterului Dumnezeu, ale dragostei și dreptății sale și să fie credincios. El are legătură cu poruncile lui Dumnezeu prin care se reflectă caracterul lui Dumnezeu, care le-a dat și prin aceleași porunci se demonstrează credincioșia, recunoștința și loialitatea oamenilor care le păzesc. El ne protejează de riscul uitării acestor porunci pentru a nu le călca de neglijență sau neștiință. Același semn are legătură cu cunoașterea de Dumnezeu, adică cunoașterea caracterului său, a bunătății a dragostei și dreptății sale, și menținerea unei relații cu Dumnezeu de dragoste și ascultare de poruncele sale. Același semn se referă atât la ceea ce este în mintea noastră, adică la gânduri, memorie și caracter, cât și la viața noastră de zi cu zi, la faptele noastre, care trebuie să fie conforme. Cu aceste porunci și cu caracterul lui Dumnezeu. Este foarte interesant că Biblia nu se oprește aici. Ea are încă câteva texte fundamentale pentru studiul nostru, și care sunt ca o cheie finală a descifrării acestui subiect, semnul lui Dumnezeu. Veți observa că aceste texte înglobează toate caracteristicile anterioare pe care le-am descoperit până acum. În Exod, capitolul 20, Dumnezeu rostește de pe muntele Senai cele 10 porunci în fața întregului popor. Atunci, Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte și a zis: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alți Dumnezeu afară de mine, să nu-ți faci chip cioplit, nici vreun a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât pământul, să nu te închine înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc, și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncele mele. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va, lua, nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, să lucrezi șase zile și să-ți faci lucrul tău. Dar ziua a șapte este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casă ta. Căci în șase zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua a șaptea s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul Zeu de odihnă și a sfințit-o. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Să nu ucizi! să nu prea curvești, să nu furi, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău, să nu poftești casa aproapelui tău, să nu poftești nevasta aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău. Acestea au fost cele 10 porunci. În exodul capitolul 25, Moise este chemat de Dumnezeu pe muntele Sinai pentru a-i da instrucțiunile detaliate legate de poruncile lui Dumnezeu și pentru a-i fi mânate cele 10 porunci scrise cu degetul lui Dumnezeu pe table de piatră. Domnul a zis lui Moise, suite la mine pe munte și rămâi acolo. Eu îți voi da niște table de piatră cu legea și poruncile pe care le-am scris pentru învățătura lor. Versetul 15 Moise s-a suit pe munte și norul a acoperit muntele. Versetul 18 Moise a intrat în mijlocul norului și s-a suit pe munte. Moise a rămas pe munte 40 de zile și 40 de nopți. După aceste 40 de zile de comunicare cu Dumnezeu și instrucțiuni detaliate pe care le primește Moise, descrise pe scurt în 7 capitole din Exodul de la 25 la 31, Moise primește ultima instrucțiune, înainte de reîntoarcerea sa la popor. Această instrucțiune nu este în totalitate nouă, din contra, ea face parte din cele 10 porunci rostite de Dumnezeu anterior, în capitolul 20. În schimb, este o subliniere specială pentru una din cele 10 porunci, cu o caracterizare unică și importanță deosebită. Durata instruirii pe care printr-o Moise pe parcursul celor 40 de zile și 40 de nopți este de 24 de ore înmulțit cu 40, ceea ce rezultă în 9, 960 de ore. Dacă facem echivalentul unui curs full time, din zile noastre, de 40 de ore pe săptămână, adică 8 ore pe zi, 5 zile pe săptămână, obținem 24 de săptămâni, adică aproximativ 6 luni de zile, deoarece în tot acest timp Moise nu a mai făcut nimic altceva, nu a dormit, nu a mâncat, nu a băut nimic, după cum scrie în Exodul 34 cu 28. Moise a stat acolo cu Domnul 40 de zile și 40 de nopți, n-a mâncat deloc pâine și n-a băut deloc apă și Domnul a scris pe table cuvintele legământului cele 10 porunci. Închipuiți-vă că urmați un curs timp de 6 luni de zile pe un anumit subiect, iar la încheierea acestui curs, profesorul vrea ca dumneavoastră să rețineți în mod special careva aspecte din cele predate, care sunt de o importanță fundamentală pentru întregul curs, iar pentru aceasta completează informațiile deja acumulate cu careva informații noi și vitale. Este ca o cireașă de pe tort astfel să urmărim ce a spus Dumnezeu lui Moise la final. La finalul celor 40 de zile și 40 de nopți. Exodul 31, 12 la 18 Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește copiilor lui Israel și spune-le, să nu care cumva să nu țineți sabatele mele, căci acesta va fi între mine și voi și urmașii voștri un semn după care se va cunoaște că eu sunt Domnul care vă sfințesc. Să țineți sabatul că cel va fi pentru voi ceva sfânt. Cine îl va călca va fi pedepsit cu moartea. Cine va face vreo lucrare în ziua aceasta va fi nimicit de mijlocul poporului său. Să lucrezi șase zile, dar a șapte este sabatul, ziua de odihnă închinată Domnului. Cine va face vreo lucrare în ziua sabatului va fi pedepsit cu moartea. Copiii lui Israel să păzească sabatul, prăznuindu-l ei și urmașii lor, ca un legământ necurmat. Aceasta va fi între mine și copiii lui Israel un semn veșnic, căci în șase zile a făcut Domnul cerurile și pământul, iar în ziua șaptea s-a odihnit și a răsuflat. Când a isprăvit, Domnul de vorbit cu Moise pe muntele Sinai, i-a dat cele două table ale mărturiei, table de piatră, scrise cu degetul lui Dumnezeu. Observați că porunca a patra care se referă la ziua de odihnă, sabatul, sau în termenii noștri sâmbăta, este denumită de două ori în acest pasaj semnul lui Dumnezeu, care reamintește ceva ce a făcut Dumnezeu în trecut pentru oameni, și anume crearea lumii. Acest semn are legătură cu caracterul lui Dumnezeu și caracterul celui credincios, după cum scrie în versetul 13. După acest semn se va cunoaște cum este Dumnezeu, și că El îl sfințește pe cel credincios. Un pasaj la fel de important ca acesta pentru studiul nostru îl găsim în cartea profetului Ezechiel, capitolul 20. În acest capitol găsim multe expresii care ne reamintesc de cartea Exodul cu același capitol 20 în care sunt descrise cele 10 porunci ale lui Dumnezeu. Vom urmări câteva din aceste paralele. În exodul 20, versetele 2 și 5, apare expresia Eu sunt Domnul Dumnezeul tău sau Domnul Dumnezeul vostru. În Ezechiel 20, aceeași expresie apare în versetul 5, 7, 19 și 20. În exodul 20 apare expresia Eu sunt Domnul, în versetele 2 și 5, în Ezechiel 20 apare expresia eu sunt domnul în versetul 26, 38, 42 și 44. În Exodul 20, cuvântul sfințire apare în versetul 8 și 11 cu referire la sfințirea sabatului de către om în versetul 8 și la sfințirea sabatului de către Dumnezeu în versetul 11. În Ezechiel 20 Cuvântul Sfințire apare în versetul 12 cu referire la Sfințirea omului și în versetul 20 cu referire la Sfințirea sabatului de către om și în versetul 41 cu referire la Sfințirea lui Dumnezeu. În Exodul 20, cuvântul Egipt apare în versetul 2, iar în Ezechiel 20, cuvântul Egipt apare de 10 ori. În Exodul 20, cuvântul lege Uh, apare sau se uh, poate urmări din versetul 12 până în 17, unde sunt descrise cele uh, 10 porunci ale lui Dumnezeu sau legea celor 10 porunci și în Ezechiel 20, cuvântul lege apare de 4 ori. În Exodul 20, cuvântul porunci apare în versetul 6 și în Ezechiel 20, cuvântul porunci apare de 7 ori. În Exodul 20 expresia numele meu apare în versetul 7 de 2 ori și în versetul 24 și expresia numele meu apare în Ezechiel 20 versetul 9, 14, 22, 39 și 44. În Exodul 20 cuvântul Sabbat apare în versetul 8, 11 și 80 și 11 și în Ezechiel 20 cuvântul sabat. Apare în versetele 12 și 20, Kasem, Sabatul Casem. Din aceste două paralele observăm că sunt foarte multe lucruri în comun și ne ajută să extragem mai multe învățături pentru studiul nostru. Din capitolele studiate până acum, și anume Exodul 13, Exodul 20, Exodul 31, Deuteronom 6... Deuteronom 11 și Ezechiel 20, putem cu ușurință să tragem concluzia cu privire la semnificația semnului lui Dumnezeu sau a pecetei lui Dumnezeu, despre care este scris și în Apocalipsa. Semnul lui Dumnezeu reprezintă o ascultare din dragoste a lui Dumnezeu ca rezultat al contemplării bunătății și dragostei lui Dumnezeu manifestate atât la creația lumii, cât și la eliberarea din robie egipteană, care este simbol al eliberării din robia păcatului, conform pasajului din Ioan 8 cu 34, Roman 6 cu 6 și 16 la 22 și 2 Petru 2 cu 19. Această ascultare de Dumnezeu se manifestă prin păzirea poruncelor sale, a cuvântului lui Dumnezeu, inclusiv a învățăturilor Domnului Hristos, conform pasajelor din Ioan 14 cu 15, 21 23, 15 cu 10 și 14 -10, și Matei 7, 21 29. În mod special, această ascultare se manifestă prin păzirea poruncii a patra din Decalog sau legea celor porunci, singurele porunci care au fost scrise personal de către Dumnezeu cu degetul său pe piatră. Această poruncă a patra se referă la ziua de odihnă săptămânală, mai exact a șaptea zi a săptămânii, sâmbătă, după cum spune traducerea Cornilescu, sabbat. Etimologia ebraică a cuvântului provine de la odihnă. Această ascultare de Dumnezeu va determina în mod în, va determina în om formarea unui caracter asemenea lui Dumnezeu, atât pe plan mental, gânduri, convingeri, valori, motivații, emoții, credință, cât și al comportamentului, vorbire și fapte. În termenii din Biblie, și în special din Apocalipsa, acest lucru este simbolizat prin punerea peceții, pecetei lui Dumnezeu pe fruntea celor credincioși. De ce nu spune și pe mână, deoarece caracterul omului se formează în minte și pentru că mântuirea nu este prin fapte, ci prin credință? Dar acest caracter se va manifesta automat și în fapte, deoarece va fi un rod al mântuirii. Ioan 15, Iacov 2, 14 la 26. Bineînțeles că acest lucru este posibil doar prin acțiunea supranaturală a lui Dumnezeu supra omului, prin lucrarea invizibilă, dar eficientă a Duhului Sfânt, Ioan 3. Este foarte important să subliniem că semnul lui Dumnezeu nu este o păzire legalistă a poruncii a patra, specifică fariseilor, care respectau niște restricții pentru această zi, fără a avea însă un caracter nobil de bunătate și dragoste pentru oameni, asemenea comportamentului Domnului Hristos. Semnul sau pecetea lui Dumnezeu se manifestă în toate aspectele vieții omului. Minte, gânduri, caracter, credință, vorbire și fapte și este posibil doar prin locuirea și lucrarea supranaturală a Duhului Sfânt în om. Odată ce am clarificat acest lucru, este foarte simplu să identificăm semnul fiarei pus pe mână sau pe frunte. La care face referire Apocalips 13, 14, 16 și 17. Ar trebui să fie ceva diferit de semnul lui Dumnezeu, dar în același timp să se asemne cu acesta. Este ceva specific pentru toate falsificările. O bancnotă falsă nu va avea succes decât dacă va imita cât mai bine pe cea adevărată. Dacă semnul lui Dumnezeu se referă la o ascultare din dragoste de toate poruncile lui Dumnezeu, și a cuvântului său la un caracter nobil și iubitor. Al doilea se referă la orice altceva numai la asta nu. Adică poate fi o rebeliune totală față de Dumnezeu sau poate fi o ascultare parțială, formală, față de unele poruncile lui Dumnezeu, dar o neascultare față de alte poruncile ale sale, sub diverse pretexte, scuze și explicații, așa cum spunea Domnul Hristos despre farisei. Drept răspuns el le-a zis, dar voi de ce călcați porunca lui Dumnezeu în folosul datenei voastre? Matei 15,3 El le-a mai zis, ați desfințat frumos porunca lui Dumnezeu ca să țineți datenea voastră și așa ați desfințat cuvântul lui Dumnezeu prin datenea voastră și faceți multe alte lucruri de felul acesta. Marcu 13. ,9, 9 Iar dacă revenim la cereașa noastră de pe tort, adică la păzirea poruncii a patra <coughs> din decalog în cazul semnului lui Dumnezeu, atunci în cazul semnului fiarei vom avea o altă zi de odihnă. A existat cumva în istoria creștinismului vreo încercare de a schimba porunca a patra? Nu este greu de identificat că pe 7 martie 321 după Hristos, împăratul Constantin dă un edict prin care poruncește ca toți din imperiul său, inclusiv creștinii, să cinstească prima zi a săptămânii, duminica, în loc de a șaptea, care este sâmbătă. Pentru a induce în eroare și mai mult pe oameni, o mare parte din țările lumii și-au schimbat numerotarea zilelor săptămânii, începând să numere cu ziua de luni în loc de duminică, astfel că ziua de odihnă să fie tot a șapte, după cum scrie în Biblie. E și cazul României în, în această privință. Această schimbare a fost susținută, răspândită și impusă timp de mii de ani de către Biserica Catolică, pe care am identificat-o în studiu precedent cu prima, prima fiară din Apocalips 13. Biserica Catolică declară deschis acest lucru. Vom menționa uh, câteva pasaje din declarațiile Catolice, din uh, scriile Catolice. Duminica este semnul autorității noastre. Biserica este deasupra Bibliei, iar acest transfer al păzirii sabatului este o dovadă a acestui fapt. Un alt pasaj, întrebare, care este ziua de sabat? Sâmbătă este ziua de sabat. Întrebare, atunci noi de ce păzim duminica în locul sâmbetei? Răspuns, noi păzim duminica în locul sâmbetei pentru că Biserica Catolică a transferat solemnitatea de la sâmbătă la duminică. Un alt pasaj, Bineînțeles că Biserica Catolică pretinde că schimbarea a fost acțiunea ei, schimbarea sabatului în duminică, iar aceasta este semnul puterii ei ecleziastice și autorității în chestiuni religioase. Și un ultim pasaj, deoarece sâmbătă, nu duminică, este amintită în Biblie, nu este oare curios faptul că necatolicii care pretind că își fundamentează religia direct pe Biblie, nu pe biserică, păzesc duminica în loc de a păzi sâmbăta? Da, desigur, aceasta este o inconsecvență. Obiceiul de a păzi duminica are la bază autoritatea Bisericii Catolice și nu un text explicit al Bibliei. Această păzire rămâne ca un semn de aducerea aminte a Bisericii Mamă. Din care s-au desprins sectele necatolice, asemenea unui băiat care a fugit de acasă. Dar care poartă încă în buzunarul său o fotografie a mamei sau o buclă din părul ei. M-a impresionat în mod special acest paragraf, deoarece uh, amplifică și clarifică și mai bine această asemănare dintre semnul lui Dumnezeu, care este un semn de aducere a ceea ce a făcut Dumnezeu în trecut, și o reamintire a acestui lucru și o păzire a Dumnezeu. Și aici se spune despre. Un semn de aducere a minte a bisericii mama, adică această duminică, zi de duminică, o zi falsă de închinare, este un semn de aducere a minte a bisericii mama, adică a bisericii catolicii sau mai exact a fiarei din Apocalips 13 și reprezintă practic semnul loialității față de această fiară sau față de această biserică mamă. Este chiar în cuvintele lor, în cuvintele scrierilor catolice, deci mai clar de atât ce poate fi. Deci este destul de clar că pe de o parte păzirea sabatului sau zilea șaptea ca zi de odihnă lăsată de Dumnezeu este semnul lui Dumnezeu, iar păzirea duminicii ca zi de odihnă poruncită și susținută de prima fiară din Apocalipsa 13, adică Biserica Catolică, reprezintă semnul fiarei. Cum se poate explica faptul că semnul fiarei se poate pune pe mână sau pe frunte, spre deosebire de faptul că semnul lui Dumnezeu se pune doar pe frunte, se poate explica prin faptul că falsul nu trebuie să fie neapărat de un anumit fel. Poate fi oricum, numai să fie diferit de original. Dacă cei ce primesc semnul lui Dumnezeu vor fi mântuiți, atunci orice altceva care va imita semnul lui Dumnezeu, oricum ar fi pus, rezultatul va fi același, moartea veșnică. Iar mai exact, Semnul pe frunte sau uh, în minte se referă la acei oameni care vor fi înșelați și în mod sincer vor primi semnul fiarei ca fiind ceva bun. Iar semnul fiarei pus pe mână, însemnând fapte, se referă la cei care nu sunt convinși că este un lucru tocmai bun, dar sunt constrânși din punct de vedere financiar și fizic și îl acceptă prin faptele lor, prin conformarea comportamentului. Mai concret, impunerea semnului fiarei se va realiza în felul următor. Se va emite un decret sau lege care va impune păzirea duminicii ca zi de odihnă. Unii se vor conforma din convingere, semnul este pus pe frunte, iar alții se vor conforma din cauza constrângerilor economice și chiar amenințărilor cu moarte. În concluzie, toate interpretările cu privire la semnul fiarei, care nu își trag originea din Biblie, sunt false. Aici putem include chipurile implantabile, codul de bare, vaccinurile, pașapoartele biometrice, cardurile verzi sau certificatele de vaccinare și orice altceva. Acest lucru nu înseamnă însă că aceste intruziuni asupra omului sunt inofensive din alte puncte de vedere, cum ar fi cel al sănătății, al libertății, al drepturilor omului și, nu în ultimul rând, chiar a spiritualității. Dar despre aceste aspecte vom discuta în ocazie următoare. Până atunci aștept opiniile, comentariile și întrebările voastre cu privire la subiectul prezentat. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să faceți alegerea cea mai bună de a primi din toată inima sigiliului Dumnezeu și a refuza adevăratul semn al fiarei, fie el pus pe mână sau pe frunte.